Școala de sperieturi a lui Casper. Diseară, visurile secrete ale cocoșului portocaliu. Astă seară, țipete de groază. La Jones, deserturi. Brânză cu banane. Brânză cu banane. Lapte. Brânză cu banane. Brânză cu banane. Aprins, stins. Atenție! Unele dintre ouă ar putea fi stricate! Oh, nu! Sunt doar eu! Budinca. Mâncare pentru pisici. Dați voi! Ei, puștiule! Eu n-am luat nimic! Îmi pare că am însetat. Țipete pe culoarul 4. Casper e gata pentru moment? Știe unde ar trebui să fie. Dacă asta a fost de groază, priviți aici. Înghețată. Înghețată? Casper? Casper, sunt doar eu! Jimmy, m-ai speriat. Chiar? Nu mi-am dat seama din felul în care țipai. Încearcă iar, dar de data asta dă-n ea cu șireturile, nu cu degetele. Aha. Da! Vezi? Ai mai multă putere. Păcat că portarul de la probă nu va fi o fantomă. Te vei descurca. Da, mulțumită ție. Trebuie să plec. La 4:30 am probele. 4:30? Trebuia să mă întâlnesc cu unchii mei la 4. Am întârziat. Centrul de sperieturi. Bine ați revenit la centrul de sperieturi. E timpul pentru clipa așteptată de noi toți. Sperietura zilei. Sperietura din orașul faptelor a fost... Uia! Hei! Suntem la televizor! Lungile! Voi, tinere fantome ce ne urmăriți, fiți atente, fiindcă veți vedea cum se face! Nu reglați televizoarele, vă rog! Nu o faceți! Ce se întâmplă cu ce asta? Ce zecăneală! Rezolv eu! Hai, Boș! Domnule rege solemn al tuturor creaturilor. Nu te-am auzit când ai intrat. Permite-mi să spun că arăți înspăimântător astă seară. Unde e nepotul tău? Casper? Am auzit oamenii urlând la bibliotecă. Cred că era el. Nu! O femeie a leșinat în centru. Acolo cred că a fost el.
acum vom trece de la bu la bubu. Exact, Jim. Trecem acum de la cel mai tare la cel ce de tot râsul. E incredibil ce a făcut acest gogoman. Să vedem. Așteptați! Așteptați! Știți că n-ați fi vrut să se întâmple asta. Să sperăm că nu ne urmărește și Caiboș. E clar, nu ați făcut niciun progres în problema lui Casper. De ce sunt îngrijorat? Pariez că nimeni n-a observat că lipsesc. Da, asta e. Ți s-a repetat de 1000 de ori. Nu-i așa? Oh, bineînțeles. Cam așa. Dacă suntem prietenoși cu cărnurile, nu se vor mai teme de noi. Și dacă nu se mai tem de noi, se întorc împotriva noastră. Cărnurile se vor întoarce contra noastră. Nu sunt cărnuri, sunt numiți. Liniște! De fapt, domnule tehnic, are dreptate. Li se spune... Mă închide podeaua! E ultima dată când vă spun vouă doi. Vouă trei. Atitudinea lui Casper e un pericol pentru toți. Nu-i vina lor. Ei mi-au spus, dar nu mă pot abține. Casper, nu-mi dai de ales. Există un loc pentru cei ca tine, cei care nu înțeleg cum suntem noi. E școala de sperieturi. Instructorii de acolo au tehnicile lor de a-i corecta pe cei nepotriviți. E oribil? Da. Vei regreta veșnic această zi? Vei avea coșmare cât timp vei sta acolo? Cam așa. Dar e mult mai bine decât alternativa. Alternativa? Școala de sperieturi e grozavă! De prânz. În ordine. Totul e pregătit să înceapă școala. Cel cu gândaci a trecut prin dormitor? Da, avem destui gândaci. A fost și pe la bufet? Da, tocmai am primit 900 de kilograme de carne alterată. Băile au fost curățate? Nu. Bine. Se pare că suntem gata. Va fi un an nemaipomenit, minunat. Abia aștept să cunosc noua clasă. Oh, pe cine păcălim? Nu știu, păcălim pe cineva? Da, pe noi. Dar ne irosim talentul învățând din alții din lumea celor vii să spună bu. Trebuie să o ștergem de aici, dar cum? Am putea să-i cerem lui Caiboș un transfer. Găgăuță, nătângule, deștepte. Nici nu-i o idee rea. Da, îi vom spune să ne scoată pe teren. Vom scăpa de munca de birou pe veci. Ce ai tu acolo? Nimic important. Dă-mi să văd. Mătușunchiul nostru. Mătușunchiul nostru, da, îl iubesc, da. Dar nu vreau să merg la școala de sperieturi. Îmi place aici, cu voi și cu Jimmy. Voi n-ați avut niciodată un amic? Fără comentarii, Casper, mergi la școala de sperieturi, punct. Și dacă nu merg? Alternativa e prea groaznică. Eu nu cred că sună prea rău. Nu-i prea rău? Alungare în Valea Umbrelor. În ordine, spune tot. Ce e această Vale a Umbrelor? Nimic, nu e treaba ta. Haide, băieți, ar trebui să aleg eu, spuneți-mi. Dar nu vrem să sfârșești ca mătușa ta, scoipici. Nu-i putem ascunde secretul acesta veșnic. Nu avem destule mâini. Uite, Casper, n-am vrut să-ți spunem asta până creșteai mai mare. Dar ai dreptate, merit să știi. Dacă nu-ți revii la școala de sperieturi și nu încetezi să fii prietenos, ai mari șanse să fii trimis în Valea Umbrelor. Oh, e prea groaznic! Cât de rău poate fi?
Dacă ești trimis acolo, nu te mai poți întoarce niciodată. Nu te vom mai putea vedea. Și nu-ți vom mai putea rosti numele niciodată. Va fi ca și cum n-ai fi existat vreodată. Ca mătușa scuipici. N-avem voie să vorbim despre ea. Dână, dână. Să spunem doar că era foarte specială pentru noi. Deci orice ai face la școală, orice ar da în tine, o da în bară. Nu vrem să te pierdem și pe tine. Acum să împachetăm. Ei, au încăput toate! Ce distractiv. Da, da. Hai, dă-mi-o mie. Dă-mi-o, te rog. Sunt plin de energie. Maturizează-te. Maturizează-te tu. Obligă-mă. Te oblig. Nu. Ba da. Nu. Ba da. Nu. Așadar, vi-l prezint pe regele lumii subterane, Kaibosh. Directorii Elder și Dash, formatori de minți tinere, mă bucur să vă revăd aici astăzi. Kaibosh, arăți grozav? Da, arăți grozav. Adică nu chiar grozav, dar arăți bine. Sau să zicem că ești gras și verde, dar sincer... Ce vrea să spună celălalt eu e că imensa ta responsabilitate apasă evident greu pe umerii tăi. Arăți de toată groaza! Obosit! Ai nevoie de cineva harnic ca, de exemplu, noi, să ieși în față și să sperii cărnurile ca să nu mai fii tensionat. Ajunge! Am mai discutat! Am nevoie de voi aici! Mai ales în semestrul ăsta. Vine un nou elev pe care nu vreau să-l scăpați din ochi. Se numește Casper. Ce-am pierdut? Am scăpat de aici? Oh! Hei, Kaibosh! Bine! Mă întorc. Acum eu plec. Mulțumim de vizite, bagiocuri și insulte. Ce plăcută e revederea cu surprize multe. Noi suntem niște nimicuri ca tine, n-om fi niciodată. Mersi că tu foc nu ne-ai dat și în aer nu ne-ai aruncat. Adică, eu sunt cel care a făcut-o, dar n-aș fi reușit fără tine. Jimmy. Uite, important e că sunt în echipă. S-a rezolvat. Jimmy. Să mă fi văzut acolo, parcă ai fi fost cu mine pe teren. Stai să mă vezi jucând un meci adevărat. Trebuie să îți spun ceva important. Știu ce vei spune, dar te poți ascunde la mine în rucsac. Jimmy, mă trimit de aici. Merg la școala de sperieturi. Ce? Despre ce vorbești? M-ai învățat toate astea, am intrat în echipă, iar acum pleci de aici? Nu-mi vine să cred! Nu vreau să plec, dar mă obligă. Păi, dacă nu vrei să pleci, n-o face. Voi găsi o cale să vin la meciuri. Îmi promiți? Da, îți promit. Ha-ha-ha! Îmi șterge cineva nasul. Apsu! Alo! Brațele sunt lipite de mine! Mă ajutați? Vă rog! Cum se face că într-un autobuz eu sunt acela care mereu stă pe o cocoașă? Au, da-te jos! Mă jucam și eu puțin. Perfect! Ascultați-mă! Dacă sunteți noi aici și cei mai mulți dintre voi sunteți, eu sunt Claie. E ultimul meu an și, în principiu, toată lumea de aici face ce spun eu. Bună, doamnelor! Bună, Claie! Oh, ești înfiorător odată pe an. Amice, n-ai pantofi, tricou și slujbă. Te-am prins! Ei, Rover, lasă mobila. Opriți-mă până nu fluier din nou. Deci... tu ce talent ai? Ești o tipă palidă și murdară? Ce anume ai spus? Sunt o zombie și sunt mândră. Îmi dau seama de ce. Ascultați-mă, respinșilor. Ținând cont cât sunteți deja, nici va trebui să vă spun clar.
Ce nu vreau să fiu nevoit să fac e să vă mușc de gât și să vă transform în adepții mei hipnotizați. Aveți întrebări? Da. Ce gust are scaunul? La revedere, Casper. Îmbrățișează-l pe pentru. În ordine, păi ne mai vedem. Wow, pare mai grea. Verificăm să aibă tot ce-i trebuie. Deja mi-e dor. I-ai mâncat sandwich-ul de drum, nu-i așa? Și perna de călătorie. Bun venit, tovarășe! Bun venit pe goeleta școlii de sperieturi! Bună, dar, domnule capitan pirat șofer, aveți... Am biochii acoperit. Nu-ți face griji, băiete! Eu am SGP! SGP? Sistem de ghidare papagal! În ordine, cioc, în ce parte mergem? În față! Știu că mergem în față, scuză jalnică pentru un pescăruș. În ce direcție e îndreptată prora? Asta am spus. Și ce să fac eu? Scuze, e firea mea de pirat. Unde ești? Ia un biscuit. E o carte de joc. Măi să fie, unde ai pus biscuiții? Scuze, e ocupat. Bună, sunt Casper. Bună. Salut, drăguț par. Mersi. O fantomă prietenoasă? Acum am văzut de toate. Scuzați-mă. Ești fantomă, de ce nu treci prin mine? Încerc să nu fac asta, nu-i politicos. Nu-i politicos, ia ghicește. Ori treci prin mine, ori te întorci și cobori din autobuz. Vapor. Orice ar fi. Hei! Ce faci? Dă-mi-o înapoi! Fantomo, te-ai ars! Papagalul spune că nu mai am ață roz. Vrei să fie neagră sau galbenă? Doar grăbește-te! Trebuie să-i dau o vestie unei fantome. Pot să o bag la mașina de cusut, dacă vrei. Nu te găbi! Deci, și tu ești nouvenită la școală? Da, primul an. Sunt mentă. Bună. Casper. Ra. Ra? Ca în... Ra, ra! Hai, echipă! Ca o majoretă? Da, fără îndoială sunt majoretă. Ne vedem la raliul de susținere. Raliul de susținere? Cu ce ne îmbrăcăm? Nu știu, dă bine în albastru. Pe voi de ce vă trimit la școala asta? Eu am probleme de destrămare. Nu mă trimite nimeni aici. M-am înscris. Oamenii îi desconsideră pe zombii și sunt aici să le arăt că suntem la fel ca toată lumea. Și o să mă ocup de asta. A fost grozav cum l-ai înfruntat pe vampir. Știu, tipul e un nemernic. Știu și eu. Poate că doar glumește. Oh, da, și presupun că zeul Horus nu ne privește cu ochiul lui omniscient ce vede tot. Glumă de mumie. Școala de sperieturi.
calci, vezi unde a... Am căzut de pe propriul vapor. De ce nu m-ai avertizat, porumbel ciudat ce ești? De unde să știu eu unde mergi? N-aveai cum, nu poți, îmi pare rău. E temperamentul meu de pirat. Poftim, ia niște crutoane. Sunt zaruri astea. De aceea salata mea a avut gust ciudat. Mulțumesc de drum, capitane. Mi-a plăcut că ați lăsat ancora chiar înainte să ne oprim, ca barca să nu se zguduie. Nimeni n-a mai observat asta până acum. Dar sunt sigur că toți o apreciază. Ei, pe curând. Ce băiat drăguț, manierat. Ce truc urât ai făcut, Casper. S-a zis cu tine acum. N-am vrut să te rănesc, Claie. Nu sunt rănit. Nu poți răni un vampir. Unde sunt munții? Cred că sunt acolo. Așadar, urmează liderul lumii subterane, Caiboș. Uitați-vă bine în jur, elevi. Pe pereți sunt tablouri ale celor mai mari, cei dinaintea voastră. Și fiecare dintre ei a început ca voi, ca elevi aici, la școala de sperieturi. Exilați, inadaptați, ratați, inapți, paria, învinși, aspiranți. Am înțeles deja. Fie că sunteți fantome, gnomi, gorgone, mumii sau chiar, știu și eu, zombii. Tipică atitudine anti-zombi, da. Noi, toți cei de aici, avem ceva în comun. Cei care nu cred că știm tot. Avem un destin comun, fiind creaturi. Care e acel destin? Să speriem oamenii. De ce? O facem pentru a păstra ceva numit echilibru. Oribilu. Mai simplu, dacă speriem oamenii prea puțin, se vor ridica împotriva noastră. Și... dacă îi speriem prea mult, se vor ridica împotriva noastră. Veți învăța mai mult despre asta în lunile următoare. Luni umilitoare, demoralizatoare și teribile. Oricum, studiați mult, succes, etc., etc. Directorii vor cânta acum cu voi imnul școlii. Școală de sperieturi, iubim răutatea țare. Ești fără de asemănare, neumire de zgust. Și alții școala șoiulesc, să-ți vin aici nu îndrăznesc. Tu părul izbunești, dar dragă tot ce ești. Liber! Ei, sunt ai voștri, eu plec. Domnilor, sunteți bine? Știi ceva? Nu mai fi drăguț! Ce-i cu tine? Scuzați-mă, domnilor, era Casper, prietenos fără scăpare. Dar nu vă îngrijorați, sunt cu ochii pe el. Mai e ceva, îmi va trebui o mantie ca voastră și un birou. Mai bine ai mușcat ceva! Bine, atunci doar mantia. Dar nu poți sperea oamenii prea mult. Degeaba ne spune Caiboș. Întotdeauna oamenii sunt ispite. Trebuie speriați. Pentru asta există. Gata, nu trebuie să mai respectăm mult regulile lui Caiboș. Ce vrei să spui? Nu vrea să ne aprobe transferul? Nu pricep. Atunci noi va trebui să scăpăm de Caiboș. Tot nu pricep. Exact. Elder și Dash mi-au atribuit personal slujba de a supraveghea fantoma și vă voi delega pe voi să mă ajutați. Și ne va durea? Care pat îl vrei, Ra? Niciunul, mersi. L-am adus pe al meu. Stingerea e în 5 minute! Vai, locul ăsta e diferit de piramidă. Mi-e dor de cripta mea.
Nu te îngrijora. Nu ești singur. Toată lumea de aici simte la fel. Mi-e dor de Casper. Nu mai amintesc nici măcar cum arată micuțul. Oh, da. Fantomele nu pomfăie. Cu siguranță nu. Și nu le tremure buzele așa. Niciodată, așa că votez să ne adunăm. Foarte bine. Când spun trei, ne adunăm. Unu, doi... Că mi-e dor de Casper. Cum vom scăpa de Caiboș? Din păcate, nu există insecte ce mănâncă fantome. Gândești prea mult. Gânditul n-a dus niciodată la nimic. Nu. Să nu crezi că gânditul nu a rezolvat nimic. M-am gândit la hipnotizare, dar efectul asupra fantomelor e cel mult slab. Săbiile vrăjite, zadarnice. Săbiile zadarnice. Apoi am descoperit minunea asta, aspiratorul lui Atlantis. Apeși acest buton și aspiră orice. Dă-mi să văd. Trebuie să fim atenți, funcționează doar o dată. Apasă celălalt buton. De ce sunt ales mereu să fac asta? Hei, chestie, ți-am luat ceva, un fel de cadou de bun venit. Mulțumesc, Claie. Vezi, Ra? Ți-am spus eu, de fapt sunt cu toții amabili. Ce i-ai dat, Claie? Gândac Aheron, când îl sperii scoate cel mai urât miros din univers. Fantoma va mirosi urât până la absolvire. E trebuitor? Sunt alergic la o treabă. Nu, e drăguț. Hei, micuțule. Nu. Procedezi greșit. Dă-mi-l mie. În ordine, liniștiți-vă. Bun venit la ora de știință, unde învățăm teoria de la baza metodelor moderne de speriat. Sunt profesorul vostru, gradul 3 arsuri. Azi vom discuta despre știința de a speria cărnurile. Când unei cărni este teamă, începe să fugă respirând mai greu. Se umezește sub brațe, pe frunte și buza superioară. Cum numim această umezeală? Cine știe? Suc de teamă. Sucul de teamă e secretat de tuburi de metal, aici, aici și aici, care sunt legate de o pompă electrică din stomacul cărnii. Pompa e pusă în mișcare de o maimuță. De aceea e mai bine să sperii de sus. Asta face carnea să se uite în sus, îngrozită, dând voie maimuței să se uite în sus prin gât, să se sperie și să pompeze. De fapt, domnule Arsuri... Da... Umezeala este numită transpirație. Îi se întâmplă oamenilor după exerciții de sănătate. Greșit! Suc de teamă, tuburi de metal, maimuță în burtică. Dar eu cunosc câțiva oameni și... Liniște! Ne vedem după ore. Ești pedepsit. Toți ceilalți? Puteți ieși. E cam neplăcut să fii pedepsit din prima zi. A fost groaznic? Nu, n-a fost foarte rău. Muscă! Și tu ai fost pedepsit? Nu, da de unde? Doar am rămas prins între uși. Asta este tot. Deci ce facem diseară? Vreți să învățăm împreună? Eu sunt cam obosit. Cred că mă voi culca de vreme. Noapte bună. Noapte bună. Ne vedem dimineață. Thank you.
Eu zburam liniștit și o bucată de hârtie a târnat de tavan. Era lipicioasă și se lipea de mine și n-am putut scăpa de ea. Oh, ce lume mai este și asta! Totul merge perfect, mamă. Bine, fiule! Am luat 9 la spionat. Și restul te place? Am foarte mult succes. Precis? Da, beau suficient sânge. Nu mă minți? Trebuie să închid. Bine! Ce pune la cale? Unde crezi că te duci? Întoarce-te, piticule! Orașul faptelor, capitane. Pentru puțin, băiete. Oricum mergeam în direcția aceea. În plus, știu cum e să ai un prieten foarte bun. Nu-i așa, ciocule? Mă bucur că simți asta, capitane, fiindcă acest prieten tocmai a avut un accident pe umărul tău. Nu uita, a fost un accident. Ciocule, nu se poate. Imediat te închid în carenă, pămătuf răzvrătit și plin de varicela ce ești. Jimmy, vino aici! Începem imediat! Unde e? Mi-a promis! Bă! Nu mai face asta! M-ai speriat! Scuze! Mi-a fost teamă că nu vei veni! Am venit cât am putut de repede! Casper, nu știu ce să fac! Ceilalți băieți sunt foarte buni! Jimmy, o poți face! De ce ești așa de agitat? Vei fi aici! Așa e? Pentru tot meciul! Jimmy, acum! Vin! De ce sunteți atât de agitat? Prelungiri duble și o lovitură de pedeapsă. Cum? Trebuie să mă credeți. Pune ceva la cale. Nu am idee ce e, dar... Atunci nu ne deranja. Bine, am să mă ocup. Îi supraveghez și mă întorc la voi când am dovezi concrete. Sunt cam ca al treilea lor cap. Ca elevi la istorie, vedem echilibrul ca parte a propriei noastre... Ce? Ra. Istorie. Istorie? Corect. Să vedem un scurt film ce explică puțin mai multe despre echilibru. Lumina, vă rog. De ce sunt mereu ales să fac asta? Comitetul de educare al școlii de sperieturi prezintă echilibrul. Dacă speriem oamenii prea puțin, nu se vor mai teme de noi, ci se vor ridica împotriva noastră. Dacă îi speriem prea mult, vor spune: hei, ne speriați prea mult! Și se vor indica împotriva noastră. Dar când totul e echilibrat, oamenii sunt destul de speriați și nimeni nu se va ridica împotriva nimănui. Asta înseamnă să-ți faci treaba ta pentru echilibru. Sfârșit! Ce spăr? Ne vedem după ore. În ordine! Ascultați! O creatură bună trebuie să fie dură fizic, să se descurce cu sătenii ce o urmăresc într-o moară și să sâcâie copiii ce-i spun cap de bec. O mireasă ce fuge cu medicul? Să vedem de ce sunteți în stare! Creaturi, salvați-mă! Genunchii sus, băieți! Toate cărnurile fug! Țineți pasul! Creaturi, salvați-mă! Creaturi, salvați-mă! Ha, ha, blegilor! Priviți-mă, sunt mult în față!
Mentă, ai terminat prima. Sau o parte din tine. De ce o ajuți pe acea elevă? Pentru a fi foarte rău și dur și... s-o lovesc cu propriile ei picioare și... Ne vedem după ore. De fapt, domnule, am fost deja pedepsit de un alt profesor pe ziua de azi. Mâine vă convine cumva? Destul! Ai zburat de aici! Bietul mătușunchi, ne lipsește mult. Oricum, el e puștiul acela Casper. Ați vrut să mă vedeți, domn Ilor? Casper, te-ai comportat urât la mai multe dintre orele tale. Da, au spus că erai mereu drăguț. Noi urâm asta, ne provoacă grețuri. La fel și hreanul câteodată. Știm totul despre tine și de la spionul nostru. Adică de la Claie? Cu siguranță nu. Stai, credeam că e Claie. Liniște, deșteptule, și spionul nostru ne spune că pui la cale ceva rău. Dar eu credeam că ceva rău este bine. Nu, ceva rău e bun. Dar așa cum vrei să faci tu ceva rău, nu e bine. E? Ai prins? Nu. Bine. Bine. Acum, între orice ai pune la cale și toată amabilitatea ta, ești cea mai rea creatură din școală. Și nu cea mai rea, în sensul bun. Ești rușine, Casper, și sincer avem lucruri mai importante de făcut. Da, de exemplu să preluăm... Lucrul! E doar un mod de a spune lucrul altora care au rămas în urmă cu civilizația evoluată. Dar unde rămăsesem? O, da, Casper, încă o greșeală și ne va face plăcere să te alungăm. Acolo, în Valea Umbrelor, ai auzit de ea? Am auzit. Orice ai fi auzit, e mult mai rău. Cum mergi pe cărarea îngustă și sucită ce duce la poartă, vântul rece te vor îngheța până în suflet și singurii tovarăși îți vor fi urletele bietelor creaturi condamnate ce au trecut pe acolo înaintea ta. Vă rog, mai dați-mi o șansă. Una, doar una, du-te. Cine ar putea fi? Am dat un anunț în ziar să închiriem camera lui Casper. De ce ai făcut-o? Păi, știți, casa pare goală fără el. Fantome! Nu suntem întotdeauna așa. De obicei suntem amuzanți. Sunt pierdut. Voi fi izgonit în Valea Umbrelor. Casper, nu vorbi așa. Te vom ajuta. Și cum vom face asta? Casper e prietenos și apropo, eu cred că asta e un lucru bun. Dar e pierdut. Ra! Și după ce e izgonit el, urmăm noi, fiindcă și noi suntem prietenoși, care din nou cred că e un lucru bun. Ra! Casper, poate nu suntem înspăimântători, dar s-ar putea să nu fim nici ciudați. Dar suntem isteți. Putem să-i facem pe toți să te creadă înfricoșător. Trebuie doar să ne folosim capetele. La ce vă uitați așa? Du-te, cum am exersat? Claie? Care pare a fi problema? E Casper! M-a speriat și mi-a distrus experimentul. Serios? Casper? Bună treabă! Azi, clasă, o parte importantă din istoria noastră. Din vremurile de început ale creaturilor, școala noastră a fost păzită de cel mai murdar, alunecos și neînfricat monstru din lumea subterană. Nu-l sperie nimic, de aceea e foarte periculos. Unde e?
Eu nu-l văd. Înapoi, neastă împăratule! Te-ar putea înghiți într-o clipă! Te-ar putea înghiți pe toți într-o clipă! Suntem istorie! Ajutor! Oh, Chesper! Bravo! Ne-ai salvat pe toți! Cum ai făcut-o? Oh, a fost ușor! Am făcut doar ce trebuie să facă fantomele. Ce noroc! Ce dinți avea! Ai văzut și tu? Bine că a fost Chesper aici! Bravo. Poftim răsplata. Nu pot face asta. Sigur că poți. Voi fi în ordine. Asta e răutate. Ia privește aici. Ce? Credeam că vă plac răutățile. Nu față de mine. Hei, ți-au căzut astea? Mersi. A fost extrem de drăguț. Dar nu te spunem. Ai văzut ce privire avea Claie când l-a scos profesorul afară? Aproape mi-a pocnit o cusătură. Chesper, o vorbă. Ăsta e aparatul de iaurt înghețat. El e acolo. Sper că această conversație va rămâne între noi. Chesper, mă bucur că suntem singuri. De fapt, tocmai am vorbit cu prietenul tău, Jimmy. Știi tu, prietenul tău uman cu care n-ar trebui să corespondezi. Ei bine... Capitane, n-am putea vorbi mai târziu? Nu! El spune că meciul pentru care te furișezi afară s-a amânat pentru azi. Nu lăsa biletul să ajungă în mâna nimănui, nici a prietenilor tăi, dar te poți încrede în ei. Mersi. Cu multă plăcere. Chesper, nu știi că e periculos să faci asta? I-am promis ceva unui prieten. Dacă vrea să-ți mai trimită vreun bilet, mai bine ai face rost de adresa Văii Umbrelor. Ai dreptate, amândoi aveți. Dar 6:30, trebuie să plec. Jimmy, îmi pare rău, am ratat meciul. Am învins și eu am dat golul câștigător. Chiar așa? E grozav, Jimmy. Ai avut dreptate, pot face asta. Mulțumesc! Chesper, voiam doar să îți mulțumesc că ne-ai salvat de acel monstru azi. A fost destul de tare, da. Chesper? Hei, Chesper nu e în patul lui! Zece mii de ani aici ștergând nasurile unor creaturi inferioare. Dar noi avem statuie? Nu prea cred asta. Vorbeam retoric, nici nu vom avea statuie. Păcat că adevăratul caiboș nu e făcut din piatră. L-am putea zdrobi și sparge. Micule celălalt, tocmai ai avut o idee foarte bună. Știu că am avut. Dar tu nu știi care e, nu-i așa? Nu. Dacă îl transformăm în piatră. Aha! Tot nu te-ai prins, nu-i așa? Nu chiar. Domnilor, încrederea voastră în mine a dat roade. Ce mai e? Chesper nu e în patul lui. Nici tu nu ești. Așa e, dar eu îl părăsc. Dacă nu e în patul lui, unde e? E pe vapor! Veniți! Ar fi bine să ai dreptate și să nu ne irosești timpul.
Mulțumesc. Oricând dorești, Casper. Aici e. Urmați-mă. Care se tot plimbă pe scări. Se aude cineva, dar nu-i nimeni, nicăieri. Nu te speria, de bruți sau de hoți. Amici cu Casper, vor să fie toți. Ești fericit când se arată, nu te-a trădat niciodată. Casper, fantoma prietenoasă, va fi cu tine oricând, nu te va speria nici când. Casper, Casper, fantoma prietenoasă. Bună tuturor! Ce arde? E un fel de exercițiu? Știi tu ce arde? Poate eu, fiindcă m-ai trezit acum. El nu era aici, fiindcă era pe vapor. Vapor? N-am fost pe niciun vapor. Am fost aici, dormeam, nu-i așa? Ba da, și noi dormeam. Mint! Mint cu toții! Eu sunt singurul care spune adevărul. E evident că a fost o pierdere de timp. Și când te gândești că era spionul nostru delegat ascuns? Nu era! Au! Ei, te rog, scuză-mă. Eu vreau să mă întorc la somnul meu acum. Stai, ce-i asta? O scrisoare. Casper, meciul meu de fotbal a fost mutat azi. Ne vedem la 6:30. Știu că vei fi aici. Încă nu ai ratat niciunul. Semnat, prietenul tău uman, Jimmy. Un anumit elev pe care nu trebuie să-l numim a făcut cel mai rău lucru pe care îl poate face o creatură. A citit corespondența al cuiva. A trâncănit? A purtat șosete la sandale? S-a împrietenit cu o carne. Ca nu cumva să rămâneți cu ideea că asta e în ordine, mâine vom face o excursie pe teren în orașul faptelor, unde orice creatură ce nu reușește să sperie un om va trebui să dea explicații. Nu vă răzbunați pe ei. Nu trebuie să sufere toți din cauza greșelii mele. Să sperii cărnurile nu înseamnă să suferi. E normal pentru noi, nu? Da! Și apropo, Casper, sarcina ta e să sperii o anume carne. Știi pe cineva anume, Jimmy? Bărbia sus! Vei trece peste asta, sunt sigur! Mersi! Regret că ți-au luat papagalul ca pedeapsă că m-ai ajutat. L-au luat? E tipic! Dă vina pe papagal! E o pasăre pe cinste! Merită biscuiți mai buni decât îi dau eu. Poți ține singur drumul? Nu-ți face griji, amice. Eu pot naviga după miros. Ce? Poate ar trebui să urcăm pe un alt vapor. Ce-ți pasă ție? Oricum nu mai trăiești. Gata, putem lucra toată ziua la o poțiune de pietrificare să-l transformăm pe Caiboș în piatră. Primul ingredient, 3 fire de păr din nas smulse cu durere. Îmbrățișează-l pe unchiul Grăsanul. Vreau să vi prezint pe prietenii mei. Vreau să spun colegii. Ramentă, ei sunt unchii mei. Puturosul, ungile și Grăsanul. Ce o plăcere! Îmi cer scuze, cine era Grăsanul? V-am prins! Regret că vă întrerup petrecerea, dar e timpul să trecem la treabă.
Ra. Căzut. Claie. E bine. Mentă, căzută. Și ingredientul final și cel mai greu de obținut, zâmbetul unui cal. Merge! Dar nu știm dacă va funcționa pe o fantomă. Când se întorc elevii, hai să o încercăm pe Casper, ce zici? Da! E timpul pentru acțiune. Tu ești acolo. Nu fi speriat. Mi-aprind lanterna. Casper, dacă ești tu, spune ceva. Zece cu steluță. Am auzit că ai luat 10. Da, mersi. Cum arată micuțul? E foarte palid. E o fantomă, Iurito. Oh, da. Dragi Rashi Menta, mulțumesc pentru ajutorul dat, dar nu sunt făcut pentru asta. Mai există un singur loc unde pot merge. Se pare că balanța trebuie să se echilibreze fără mine. Adio, cred că, pentru totdeauna, amicul vostru, Casper. Doamne, 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 nu-mi vine să cred că merge în Valea Umbrelor. Trebuie să le spunem directorilor. Domnilor, regret. Nu i-am putut opri. E vorba de Casper. Ce coincidență! Tocmai ne gândeam să-l chemăm aici. Unde e mititelul? A fugit. Ce-a făcut? A mers în Valea Umbrelor. Dar dacă nu-l avem, pe cine putem testa? Trebuie să faceți ceva. Unchii vor fi foarte supărați. Exact, are unchii aceia care sunt fantome. Aduceți unchii fantome să-i testăm. Adică să-i alinăm. Casper, cine ești? Eu sunt tu, monstrul din tine care vrea să facă oamenii să alerge îngroziți. Eu nu asta doresc. Nu ești eu, poate nu încă, dar voi fi. Habar nu ai cum este înăuntru, Casper. Sigur e mai bine decât să fiu afară și să-mi sperii prietenii. Gândește-te câți oameni mai trebuie speriați. O, delicioasele țipete! Știu cine sunt. Și fantoma care vrei tu să fiu, cea care l-a speriat pe Jimmy, aceea nu sunt eu. Oare unde sunt?
Bună ziua, micuțule! Bună ziua! Meciul de tentacule bol de astăzi e decisiv. Ți-o fac eu, blănosule! Bocnește-o, scuipici! Vrei să jucăm dur? Hei, uite luna! Ești vârcolac, nu? Atunci fii mai pe fază! Scuzați-mă, sunteți mătușa scuipici? Da, sunt scuipici, dar numai trei băieți mi-au spus vreodată mătușă. Cred că sunt unchii mei, Grăsanu, Puturosu și Lungină. Mai să fie, dacă sunt unchii tăi, trebuie să fii Gesper. Ia te uită, ai crescut mult de când... Ei, nu te-am mai văzut niciodată, dar sunt sigură că ai crescut, așa e? Păi, sunt cam derutat. Credeam că Valea Umbrelor este groaznică. Dacă ești un tip ce vrea doar să sperie, cred că ar fi... Stai să ghicesc. Nu-ți place să sperii, te bucură distracția și îți place să-ți faci prieteni. Da, de unde știi? Uită-te în jur, dragul meu. Așa suntem toți. E un loc unde sunt toți ca mine? Dar au mai mult păr. Bietul Gesper nu o mai vedea niciodată. Elder și Beș au un plan de salvare, altfel nu ne-ar fi chemat. Mergem în direcție bună? Hei, aș putea găsi biroul directorilor și cu capul băgat într-o toaletă. Aș trebui să o fac odată. Unchi lui Gesper, în sfârșit. Aveți vreo veste? Gesper e în ordine? Nu știm încă. Intrați, intrați, e trist. Sunt vremuri de încercare. Hei, hei! Doar familia, bine? Dacă am ști ce se întâmplă, poate am putea ajuta. Poate putem afla. Oh. Pune-l unde-l pot vedea în birou. E teribil, e groaznic. Da, este, fiindcă nu mai avem pe cine testa asta. Dar cine ne ajută să-l aducem pe Gesper înapoi? Nu! Dar ne va ajuta să-l eliminăm pe Caiboș. Îl vom transforma pe Caiboș în piatră, apoi vom stăpâni cărnurile prin groază, făcându-ne pe noi conducători ai lumilor subterană și terestră. Deci, ce e? Nu l-am testat încă pe fantome și tocmai le-am spus totul și... Dacă asta nu vă transformă în piatră, v-aș fi recunoscător dacă ați uitat tot ce v-am spus. Merge! Ce zici? L-am putea zdrobi și face praf? Mai târziu, întâi ne ocupăm de Caiboș. Cheamă-l pe Caiboș la școală pentru o ședință de urgență. S-a făcut, șeful. Trebuie să-l găsim pe Gesper și să-i spunem. Gesper e singurul elev care m-a lăudat pentru cum navighez. Înțeleg de ce. Poftim? Înțelegem de ce te-a lăudat, Gesper. Ești un navigator... Ai grijă la piatră! Plus că pirații aceia mi-au furat papagalul. L-am amenințat că-l îndop cu proprii lui biscuiți și că mi-l gătesc la fiecare masă. Dar sunt pierdut fără mica pasăre. Nu e foarte rău, sincer. Scânduri din lemn nou, o poziție înaltă. Of, pe cine păcălesc eu? Mi-e dor de piratul acela. Așteaptă, capitane! Vin acum! Puteam să fiu un stâlp de telefon, dar nu trebuia să văd lumea. La o parte, belelelor, nici degetele voastre osoase, nici strigătele ciudate nu ne vor întoarce. Exact! Prietenul nostru e acolo! Nu-mi pasă dacă țip și te baieți! Nu-mi pasă dacă îmi scupunzi barca! Poftim? Nu m-am distrat niciodată mai bine. Hei, Bel, Mărei, el e Gesper. Bună, Gesper. Bună, Gesper.
Eu sunt Bel, el e mărei. Ce e? Scuze, mi-ați amintit de cineva? Da, știm asta. Cineva trebuie să intre. Nu vă uitați la mine. Nici o creatură care intre pe acea poartă nu se mai poate întoarce. Dar am putea trimite pe cineva care nu e creatură. Ce e? Te rog, să nu mă haci cu dinții tăi lacom de demon. Nu, te rog. Bună. Bună. Dacă nu-l găsește pe Casper, mai lasă-l un minut în acel loc de descompunere a suferinței umane. Mulțumesc. Prăjitură cu lămâie? Nu m-ar deranja. Stați! Trebuie să vă spun ceva. Directorii au transformat pe unchii tăi în piatră. Pe unchii mei? Pe nepoții mei? Ce vrei să spui? Cum s-a putut întâmpla așa? Nu știu sigur, dar plănuiesc să-i fac același lucru lui Caiboș. Apoi nimic nu-i va mai putea împiedica să sperie întreaga lume. Nu înțeleg. Cum pot Elder și Dash face ceva atât de groaznic? Elder și Dash? Scumpii mei, Elder și Dash nu ar face asta. Îi cunoști? Sunt mătușa lor. Eu sunt unchiul lor. Suntem mătușunchiul lor. Familie unită am fost de când ne știm. Ne suntem aproape cât putem să ne fim. În două capete același corp împart. Înveți să te înțelegi, e important. Mi-a plăcut melodia. Elder și Dash au fost întotdeauna foarte drăguți. Lui Elder îi plăceau trucurile. Și Dash adoră muzica. Nu mai sunt deloc cum au fost. Ce li s-a întâmplat? După ce am fost alungat, șocul trebuie să-i fi făcut extrem de îngrozitor. Nu uitați, asta se întâmplă când sunteți prea prietenoși. Trebuie să-i opresc pe Elder și pe Dash și să-mi salvez unchii. Fantoma lasă să autoexila din cauza mea. Sunt teribil, nu-i așa? Sper că e important. Oh, da, va fi. Dar întâi cântecul de adio. La ce vă referiți? Abia am ajuns. Mulțumim de vizită, bagiocuri și insulte. Distractivă-i revederea ca o despărțire. Nu vom pierde nicio clipă privindu-te pe tine. Adio, domnule Caiboș, bun venit, tatuie! Noapte bună! Nu-i lăsați să scape de pedepsiți! Echilibrul va fi distrus pentru... Totuși nu pare a ști multe despre echilibru. Cum să ne dezlănțuim furia pe cei din orașul faptelor? Domnilor, o sugestie. Văzând că osteneala și spectaculoasa mea trădare v-au adus unde sunteți astăzi... Vaporul a dispărut. Unde e piratul acela ticălos? Stai! A lăsat un bilet. Ce ne facem acum? Luăm corabia vikingilor. Am rău de mare și nu e destul loc pentru partea mea de picior. Și ce vrei să faci? Îl așteptăm pe pirat. Nu e o idee bună. S-ar putea întoarce după săptămâni. Bine, luăm corabia vikingilor. Ești fericit? Dacă aș fi fost acolo,
Poate aș fi putut face ceva. Tu glumești? Ai noroc că ai fost aici. Toți avem. E singurul loc sigur din lume. Trebuie să mă întorc. Trebuie să-mi salvez cu orice preț unchii. Dar nu te poți întoarce. Unde știi? Fiindcă n-o poți face. Suntem exilați, așa stau lucrurile. Dar ați încercat vreodată? Ascultă, puștule, aici avem frisoane de fericire, de ce am face-o? E singurul loc unde putem fi noi înșine. Unde avem voie să fim prietenoși? Întotdeauna! Stați! Ce rost are să fii prietenos dacă nu poți fi așa cu cei la care ții? Da, bine! Ce rost are să fii în siguranță dacă unchii mei, nepoții voștri și familiile voastre sunt cu toții în pericol? Da! Ce rost are să fii fericit dacă asta înseamnă să-ți fie teamă să te lupți pentru ceea ce crezi? Veniți cu toții! Să le arătăm acelor tipi că dacă suntem prietenoși, nu înseamnă că ne pot trata ca pe niște nimicuri. Da! Urmați-mă toți prin îngrozitorul vârtej. Ce-ați zice să ne mai dăm o dată pe toboganul cu apă? Da! A trecut destul! Trageți-l afară! Adevărat, nimeni nu se poate întoarce, nici măcar o sculptură de lemn pe un băț. Mai repede! Salut, băieți! Casper! Bine ai revenit, micuțule! Am crezut că te-am pierdut pe veci. Ancora sus, capitane. Spre orașul faptelor. Transmitem din orașul faptelor, unde elevii de la școala de sperieturi aleargă pe străzi. Au început ofensiva de vreme, Jim, și se pare că totul s-a terminat pentru cărnă. Uite, o fată pleacă în vacanță câteva sute de ani și totul se schimbă. Clientul acela din ciment nu era aici. Orașul faptelor! Oh, nu, Jimmy! Ce se întâmplă? Nu-ți face griji, Jimmy, te apăr eu. Da, ca data trecută. Am greșit făcând ce-am făcut. Dar trebuie să luptăm împreună. Acum, prietenia e singurul lucru ce ne poate salva. Ascultă ce vom face. Veniți, lașilor! Mă ocup de amândoi deodată. Suntem patru. Capitane! Cioc! Stânga! Acum sus! La dreapta! Jos! La 43 de grade! În față! La tricord! Stânga! E minunat să fii din nou aici, dar nu-i pot reține pe veci. Nu trebuie. Hei, sunt aici. Tu? Imposibil. Gata, băieți? Foc de voie! Yeah! Gol! Prinde-l pe acela! Oh!
să nu cumva să îndreptați chestia aia spre noi. Mătușunchiule! O, mătușunchiule, chiar tu ești? Am crezut că a fost doar un vis. Și noi ne bucurăm să vă vedem, dar trebuie să ne spuneți ce-i ceva. Ce-i toată chestia asta cu preluarea lumii, răsturnarea balanței și transformarea tuturor în piatră? A fost ideea lui? Nu, a fost ideea ta! Băieți, nu vă bateți! Hei, Murray, e ceva în spatele urechii lui Eldar? O monedă care lucește. Poate am putea chiar să vă cântăm un cântec. Dacă încetați imediat să speriați întreaga lume și să reparați stricăciunile făcute. Și dacă o să readuceți totul la normal. Dar, mătușunchiule... Niciun dar! Ne-ați înțeles amândoi? Da, mătușunchiule. Nu vă grăbiți! N-am nicio ciudățenie cu două capete să mă transforme în terci. Și știu trucul cu moneda din spatele urechii. Există un nou rege al creaturilor și se numește Claie. Voi fi o legendă nemiloasă ce va domina lumea întreagă. Și știți ce altceva voi mai fi? Au! Amețit? Scuze, Casper, am fost prea rea? De fapt, sunt de acord. Acum că s-a rezolvat, ne face cineva un moca ceai spumos? Și eu vreau moca spumos. Ce s-a întâmplat? Spune, magnet ieftinosos și cu unghii precum cârligele! Hei, dar eu ce-am făcut? Îmi pare rău! Poftim, ia un... ce e ăsta? E degetul tău! Aaaa! Palavrăciu zăpăcit care mănânci de toate! Mă simt conectată! Cred că suntem cu toți conectați! Să ne înțelegem toți uneori poate fi greu! Ajutați de prieteni, despărțim binele de rău! Legați suntem cu toții într-un fel! Pe cântăm cu toții, va ieși un cântecel! Stai aici, mătușescu aici, lângă mine! Nu, lângă mine! Voi sta lângă toți băieții mei, facem curândul! E grosav să fii din nou cu noi, mătușescu! Vește soarelui și-ți va zâmbi și el! Te rog să încerci, te rog să încerci! Și vin o să te simți, te rog să încerci, te rog să încerci! Hai, echipa! Casper, două cuvinte. Ce facem azi aici e foarte neconvențional. Permit asta fiindcă îți datorez mulțumiri pentru... Știi tu, m-ai salvat pe mine, pe unchii tăi, echilibrul, lumea, etc., etc. Știi tu. E în ordine. Tu crezi că am fost prea aspru. Așa e. Dar am avut un motiv. Uite o poză cu mine și prietenii mei când aveam vârsta ta. Și tu ai fost prietenos? Să devii adult e greu. Să înveți să fii înfricoșător e greu. Dar știu că te vei descurca. Mulțumesc. Vino, Casper! Da! Hai și tu! Doamne, ce n-aș face pentru niște balamale să pot aplauda și eu? Care-i poziția noastră, Cioc? Păi, tu stai în picioare, iar eu stau pe umărul tău, capitane. Nu, ai urit cu pene! Suntem deasupra stadionului! De unde să știu eu la ce te referi? Îmi pare rău! Sincer, îmi pare rău! Scuzați-mă! A? Am terminat? Ți-a scăpat un loc! De unde știi? Ai bandaje pe ambii ochi! Mă tură în continuare, amice! Sfârșit! Continuare! Miezul nopții e momentul când mergi la școala de sperieturi. Vei învăța să sperii ca multe alte creaturi. Mumia vrea să fie preferata profesorilor, recitând alfabetul în ordinea literelor. Ai vrea să te alături, dar încă nu ești pregătit. Școală de sperieturi, iubim răutatea-ți mare.
ești fără asemănare, neumplit de nespus. Și alții școala și-o iubesc, să vin aici nu îndrăznesc. Tu părul din București, dar tare orbeiești. Hei, prin clase ne târâm, prin curte noi ne furișăm. După absolvire vom veni orașul să-l terorizăm. Farmece să faci și vrăști pe loc te învățăm. Dacă vrei să ni te alături, hai cu toții să urlăm. Vedem ca prin aburi la școala de sperieturi. Și sincer spunem că școală de sperieturi, iubim răutatea-ți mare. Ești fără de asemănare, neumplit de descurs. Și alții școala și-o iubesc, să vin aici nu îndrăznesc. Tu părul din zbunești, dar dragă tot ne, ne e. Privește spre mare, privește spre cer. Azi ești acolo unde ai vrut să fie. De mult orizontul departe părea, dar s-a apropiat, nu-i așa?